Primăria Pitești va aloca în acest an 3.500.000 de lei pentru montarea unor panouri solare la punctele termice din cartiere. Aceste panouri vor fi montate pe centralele termice cu expunere la soare. Apa caldă obținută în acest mod va fi furnizată în special unităților de învățământ cu scopul de a face economii la gaze. Vorbim aici de punctele termice în mod concret și numai punctele termice unde studiile vor specialiștii vor spune, vor arăta prin documente și prin avize certe că va fi un aport în sensul că vom economisi gaze naturale care costă foarte mult și vom folosi soarele să producem apă caldă. Numai pentru apă caldă, pentru căldură nici vorbă, pentru că aici pierdem timpul, costurile sunt foarte mari, iar aportul la obținerea agentului termic neînsemnat. La dezbaterea publică a bugetului Piteștiului pe anul 2016 au existat cereri ca astfel de panouri solare să fie montate și pe blocuri. Au mai venit niște propuneri să montăm aceste panouri solare pe blocuri. În niciun caz. Blocurile sunt unități, locuințe private, nici nu avem dreptul să o facem. Este treaba asociațiilor proprietare, este un lucru foarte bun, cred că ar fi benefic pentru ei, pentru că ar folosi apă caldă încălzită de la soare în interesul familiilor care locuiesc în blocul respectiv. Dar nu ne vom duce pe blocuri să punem panouri solare, n-avem ce căuta acolo, amplasamentele nu aparțin, nu sunt zone publice.